Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, la capitolul 9, și vom citi versetele 1 până la 13. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 9, pagina 972 în Sfânta Scriptură. Și apoi Cartea 1 Samuel, capitolul 28, de la versetul 4 până la versetul 20, pagina 322 în Sfânta Scriptură. După ce vom citi aceste două texte, ne vom ruga ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să umbrească locul acesta cu har ceresc, cu înțelepciune, cu putere, cu eliberare, cu mântuire, cu biruință în toate luptele. Rugăciune cu vocetare, ne va conduce fratele Cristi este la balcon, tronsonul primul mic de sus, este student la teologie pastorală anul 4, ne rugăm să-l binecuvinteze Domnul împreună cu toată grupa care termină teologia anul acesta. Deci fratele Cristi ne va conduce în rugăciuni. Marcul 9, de la versetul 1. Domnul le-a mai zis, adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. După șase zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singur la o parte pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun albitor de pe pământ nu poate da. Ilie s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Isus. Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus, învățătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă la pucase. A venit un nor și a acoperit cu umbra lui, și din nor s-a auzit un glas care zicea Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Îndată ucenicii s-au uitat în împrejur și n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut până va învia fiul omului dintre cei morți. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea din morți. Ucenicii i-au pus următoarea întrebare. Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? El a răspuns, Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile așa după cum este scris despre el și despre fiul omului că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și au făcut ce au vrut după cum este scris despre el. 1 Samuel, capitolul 28, de la versetul 4. Filistenii s-au strâns și au venit de-au tăbărât la Sunem. Saul a strâns pe tot Israelul și au tăbărât la Gilboa. La vederea taberei filistenilor, Saul a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a pucat inima. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Și atunci Saul a zis slujitorilor săi, căutați-mi o femeie care să cheme morții ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui i-au zis, Iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine și a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea și Saul i-a zis, spune viitorul chemând un mort și scoală pe cine îți voi spune. Femeia a răspuns, știi ce a făcut Saul, cum a nimicit din țară pe cei ce cheamă morții și pe cei ce ghicesc viitorul? Pentru ce dar întins o cursă vieții mele ca să mă omori? Saul i-a jurat pe Domnul și a zis, viu este Domnul că nu ți se va întâmpla niciun rău pentru aceasta. Femeia a zis, pe cine vrei să scol? Și a răspuns, scoală pe Samuel. Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul, pentru ce m-ai înșelat? Tu e Saul. Împăratul i-a zis, nu te teme de nimic. Dar ce vezi? Femeia a zis lui Saul, văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. Și el a zis, cum e la chip? Și a răspuns, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Saul a înțeles că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Samuel a zis lui Saul, pentru ce mai ai tulburat chemându-mă? Saul a răspuns, sunt într-o mare strâmtorare. Filistenii îmi fac război și Domnul s-a depărtat de la mine. Nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise și te-am chemat să-mi arăți ce să fac. Samuel a zis, pentru ce mă întreb pe mine când Domnul s-a îndepărtat de tine și s-a făcut vrăjmașul tău. Domnul îți face așa cum îți vestisem din partea lui. Domnul a rupt împărăția din mâinile tale și a dat-o altuia lui David. N-ai ascultat de glasul Domnului și n-ai făcut pe Amalek să simtă aprinderea mâniei lui. De aceea îți face Domnul așa astăzi. Și chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine, tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine. Și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor. Îndată, sau a căzut la pământ cât era de lung, și cuvintele lui Samuel au umplut de groază. Nu mai avea nicio putere că își nu mâncase toată ziua și toată noaptea până aici citirea. Două scene. Una pe Muntele Schimbării la față, una în casa unei vrăjitoare. Stăm în seara aceasta și ne bucurăm să fim în casa Domnului. Haideți să venim în rugăciune înaintea lui. Tată, îți mulțumesc că ne-a ales, ne-ai chemat. Ne-ai mântuit, ne-ai făcut făpturi noi prin Domnul Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne, că prin harul tău am ajuns la concluzia că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Și, Doamne, în seara aceasta venim la Tine conștienți fiind că Tu ai Cuvintele Vieții Veșnice și prin aceste Cuvinte ale Vieții Veșnice. Poți să mai aduci la mântuire și mai poți regenera. Doamne, ne rugăm pentru putere în predicare. Amin. Ne rugăm, Doamne, să-l îmbraci cu Duhul tot ce spun pe fratele Paul. Amin. Ne rugăm, Doamne, să vorbești multor inimi. Amin. Ne rugăm, Doamne, să, să scol din moarte la viață pe mulți Amin. în seara aceasta. Lucrează tu. Amin. Iar după aceea, Doamne, ne rugăm pentru noi, cei Amin. care am cunoscut harul mântuirii. Ne rugăm, Doamne, să ne păzești de o neascultare ca lui Saul. Doamne, păzește-ne de a merge pe calea păgânilor. ajută ne să trăim cu frică și cu tremur să ne ducem mântuirea Amin. până la capăt. În numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Duminica trecută ne-am uitat la schimbarea la față și la relatările celor care au experimentat moartea clinică. Să vedem ce spune Scriptura și să vedem ce spun cei care au avut parte de moarte clinică și apoi și-au revenit. În seara aceasta, cu ajutorul Dumnezeu, ne uităm la schimbarea la față și spiritism sau necromanție. Duminica viitoare, dacă v-am gândit Domnul, ne vom uita la schimbarea la față și rugăciuni pentru morți și rugăciuni adresate sfinților. Aici în evanghelia după marcu în capitolul 9 sunt prezentate două lumi care pentru o perioadă se intersectează, se suprapun. Este lumea de dincolo. Și este lumea de aici. În lumea de aici, Domnul Isus cu trei ucenici au urcat pe munte și în timp ce Domnul se ruga, ucenicii erau priși de somn și probabil că au ațipit. Când s-au dezmeticit din ațipeala lor, scena pe care au văzut-o a fost copleșitoare și atât de impresionantă încât în fața gloriei acelei scene, i-a prins o teamă sfântă. Au văzut strălucirea lumii de dincolo. L-au văzut pe Isus cu care a urcat pe munte, într-o strălucire cum nu pot să o descrie în cuvinte. Matei spune, fața lui era mai strălucitoare decât soarele în toată puterea lui. Marcu spune, hainele lui erau strălucitoare, de un alb cum n-au mai văzut. În acea atmosferă de splendoare, doi oameni care au trăit pe pământ, Moise cu 1500 de ani înainte, profetul Ilie cu 8-900 de ani înainte, Moise a murit și a fost îngropat, Ilie a fost răpit de pe pământ la cer, dar plecați din lumea noastră. Și acum sunt împreună cu Isus în acea atmosferă de glorie. Și ucenicii se uită și văd realitatea lumii de dincolo. Văd că oamenii care au trăit pe pământ și au plecat dincolo, n-au dispărut în neant. Sunt în plinătatea facultăților lor mentale. Sunt prezenți acolo și vorbesc cu Domnul Isus. Ucenicii văd lumea aceea și înțeleg că în lumea de dincolo ne vom recunoaște. Că nu vom fi anonimi. Fără nume și fără față. Înțeleg că în lumea de dincolo vor fi relații pentru că domnul vorbește cu Moise și cu Ilie. Se uită la lumea aceea și sunt copleșiți de ea. Dar când ajungem în punctul acesta, să vezi lumea de dincolo și să înțelegi că cei care au plecat sunt în viață, trăiesc dincolo, apare această problemă. Putem lua legătura cu ei. Putem comunica? Putem afla de la ei lucruri care ne-ar interesa? Putem afla noutăți, știri despre ei? Putem noi care suntem pe pământ să intrăm în legătură cu cei care au plecat dintre noi? La întrebarea aceasta, unii răspund: Sigur că da. Putem intra în legătură. Pentru că în lumea aceea, vedem aici la Domnul Isus că în timp ce era pe pământ, înainte de a pleca și El din lumea noastră, într-un context special, intră în legătură cu Moise și cu Ilie. Și unii oameni iau scena aceasta a schimbării la fața Domnului și spun, de fapt, S-a întâmplat și în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, regele Saul a intrat în legătură cu profetul Samuel după ce Samuel a murit. Și când vorbim despre oamenii care cred că poți intra în legătură cu cei care au plecat din lumea noastră, vorbim despre spiritism și necromanție. Spiritismul este concepția conform căreia durele celor care au plecat din lumea noastră, în lumea de dincolo, sunt accesibile. Putem intra în legătură cu durele celor care au plecat din lumea noastră, cu spiritele lor, cu ajutorul unor practici speciale. Necromanția. În contextul acesta mai larg al spiritismului, este preocupată de intrarea în legătură cu spiritele celor care au plecat ca să afle viitorul. Să îi întrebe pe cei care au plecat dintre noi în lumea de dincolo ce se va întâmpla cu noi, ce ne așteaptă, ce viitor avem. Când auzim așa ceva, ne întrebăm, practicile acestea sunt reale? Oare chiar e adevărat? Practicile acestea fac parte din așa numita lume ocultă. Intră în cadrul acestei mari categorii a ocultismului, practici care au de-a face cu durele necurate, cu durele morților care au plecat, cu lumea de dincolo într-un anumit mod de colaborare. În aceeași categorie intră și vrăjitoria și ghicitoria. Și toate practicile acestea de magie albă, magie neagră, vrăjitorie, ghicitorie. Așa că pun o întrebare, dar vă rog să nu ridicați mâna. Câți ați avut parte cel puțin o dată în viață de cineva care să vă ghicească în palmă? Vă rog să nu ridicați mâna. Câți v-ați dus la cineva să vă ghicească în cafea? Să vă ghicească în cărți? Câți v-ați dus la vrăjitori sau la vrăjitoare? Câți ați vizitat pe internet site-uri satanice? sau altfel de legături, de interes, de experiențe cu lumea aceea. E reală lumea aceea? Sunt reale practicile acestea? Trebuie să știm că în categoria celor care spun că sunt ghicitori, vrăjitori, care știu să îți citească în palmă sau în cărți, o bună parte dintre ei sunt șarlatani. Deci o bună parte dintre ei sunt doar niște șarlatani, niște oameni care profită de naivitatea ta și de neînțelepciunea ta ca să te atragă în șmecheriile lor și probabil să aibă profit pe urma acestui fapt. Dar există și Vrăjitori, necromanți, spiritiști, oameni care, într-adevăr, lucrează cu forțe supranaturale. Și puterile acestea supranaturale exercită o putere prin intermediul acelor oameni ca să facă anumite lucrări. O să ziceți, frate Paul, nu sunt astea povești din astea mistico-fantastice? Mai întâi să ne uităm ce ne spune Biblia despre vrăjitori, și apoi vom ajunge la vrăjitoarea din Endor, pe urmele regelui Saul. În Cartea Exod, atunci când Moise este trimis de Dumnezeu ca să îi spună lui Faraon, lasă pe poporul meu să plece, Moise întreabă și dacă n-ascultă, ce să fac? Dumnezeu îi spune, o să faci înaintea lui niște minuni. O să faci înaintea lui niște lucrări miraculoase. Și în Exod, capitolul 7, versetele 11 și 12, Moise ajunge înaintea lui Faraon, Faraon nu vrea să-i dea răspuns și să asculte de chemarea de a lăsa poporul să plece, și Moise și Aaron aruncă toiegele la pământ. Și toiagul se preface în șarpe. Și faraon își cheamă vrăjitorii. Și vrăjitorii și aruncă și ei toiegele la pământ și se transformă în șarpe. Deci ce a făcut omului Dumnezeu, Moise, cu puterea lui Dumnezeu? Fac vrăjitorii Egiptului cu puterea ocultă. Moise se duce a doua oră și spune lui Faraon, lasă poporul meu să plece. Și Faraon spune, nu las. Și Domnul spune lui Moise, lovește apele cu toiagul și apele s-au prefăcut în sânge. Și faraon a chemat vrăjitorii lui și vrăjitorii lui au lovit apele și apele s-au transformat în sânge. Ce face Moise cu puterea lui Dumnezeu? Fac vrăjitorii cu puterea necurată. A treia oară se duce Moise și spune, lasă pe poporul meu să plece. Faraon spune, nu las. Și Moise ridică toiagul înspre ape și din ape ies broaște. Și țara este invadată de broaște care ies din râuri, din ape. Faron cheamă vrăjitorii lui și vrăjitorii lui scot și ei broaște din apă. Deci ce face Moise cu puterea lui Dumnezeu? Fac și vrăjitorii Egiptului cu puterea necurată. Apoi, Domnul spune, du-te și lovește țărâna pământului și țărâna se va preface în păduchi. Și țara se umple de păduchi. Și faraon își cheamă vrăjitorii și vrăjitorii și încearcă și ei formulele lor vrăjitorești și nu se mai întâmplă nimic. Și în momentul acela vrăjitorii Egiptului spun aici este degetul lui Dumnezeu. Până aici cu noi. Până aici e puterea noastră, dar e o putere. De aici încolo este puterea lui Dumnezeu. O să spuneți, frate Paul, asta e în Vechiul Testament. Dar noi trăim în vremea Noului Testament. Așa că ne ducem în Noul Testament și ajungem în Samaria, acolo unde Filip predică Evanghelia și se întorc mulți oameni și în Samaria era un vrăjitor pe nume Simon. Și spune Biblia, uimea poporul cu semnele și cu lucrările miraculoase pe care le făcea. E Simon vrăjitorul din Samaria. Când Apostolul Pavel ajunge la Pafos, în prima călătorie misionară, lângă guvernatorul insulei, găsește și el un vrăjitor pe nume Elima, vrăjitorul. Care și el are puteri miraculoase și vrea să-l blocheze pe guvernator să nu se întoarcă la Domnul. Și Petru îl înfruntă pe Simon când ajunge în Samaria, și Pavel îl înfruntă pe Elima, și puterea lui Dumnezeu este mai mare decât puterea vrăjitorilor. Apostolul Pavel ajunge în cetatea Filip. Și acolo era o fată care era ghicitoare. Și în confruntarea aceia, puterea lui Dumnezeu este mai mare decât puterea acestei ghicitoare. Dar e putere. Rețineți, vă rog, cei care cu adevărat se ocupă de vrăjitorie, de spiritism, de magie. Cei care cu adevărat se ocupă lucrează cu puteri satanice, supranaturale și lucrează de adevăratele. Nu e poveste. Nu este bază. Nu este misticism. Este realitate. Și realitatea aceasta ne este așezată înainte în întâmplarea regelui Saul, în ultima noapte a vieții lui. Regele Saul are un parcurs de la o experiență în care Duhul Dumnezeu i-a schimbat inima, cosuită de neascultări și răzvrătiri. Și avertizări și pedepse discipline ale lui Dumnezeu ca să-l oprească, dar se duce din rău în mai rău. Și în capitolul 28 îl găsim în fața unui război cu filistenii, Tabăra filistenilor este într-o poziție geografică avantajoasă, a lui este într-o poziție dezavantajată și îl prinde o frică teribilă de această confruntare militară. Și l-a întrebat pe Dumnezeu, care nu îi mai răspunde, pentru că omului care sistematic desprețuiește cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mai vorbește. Îl întreabă pe Dumnezeu și Dumnezeu nu-i vorbește. Apelează la urim și tumim, cele două pietre speciale de pe, pe peptarul marelui preot, care erau folosite ca și modalitate de călăuzire a lui Dumnezeu, ca răspuns al lui Dumnezeu, numai că Saul a omorât preoții și cei care au mai rămas au plecat în exil cu David și regele Saul își face un alt efoci, un alt peptar și alt urim și tumim, dar Dumnezeu nu mai răspunde cheamă profeții. Dar el care îl prigonește pe omului David, omului Dumnezeu David, nu mai are parte din partea lui Dumnezeu de altă vorbă, de altă descoperire. Și acum ascultați. Atunci Saul a zis slujitorilor lui, căutați-mă o femeie care să cheme morții. Chemați căutați o femeie care se ocupă cu necromanția. Și imediat slujitorii spun, știm una la Endor. Saul se schimbă de hainele lui, se deghizează și se duce noaptea cu doi dintre oamenii lui de încredere, gardă de corp, ajunge noaptea la vrăjitoarea aceasta din Endor și i-a spus, spune în viitorul chemând un mort. Versetul 8, din capitolul 28. Scolăm din morți pe cine îți voi spune eu. Femeia ezită și spune: Saul i-a izgonit din țară și i-a omorât pe cei care se ocupau cu asta pentru că așa i-a cerut Dumnezeu. Vrei să mă tragi într-o capcană? Și ascultați. Saul i-a jurat pe Domnul. A jurat pe numele lui Dumnezeu. Că nu o să-i facă nimic acestei femei care va călca porunca lui Dumnezeu, și el care trebuia să umble în ascultare de Dumnezeu, va călca porunca lui Dumnezeu și jură pe numele lui Dumnezeu că va călca porunca lui Dumnezeu și nu vor fi consecințe. Și femeia a zis: Pe cine vrei să-ți scol din morți? Și el a zis: scoală pe Samuel. scoală el pe Samuel. Acum, femeia aceasta este ceea ce se numește în necromanție mediu. Persoanele care fac lucrurile acestea sunt persoane care ele însele sunt stăpânite de un duh necurat și duhul acela necurat care stăpânește persoana se duce în lumea spiritelor să caute spiritul celui pe care vrea să îl cheme persoana care pelează la necromanție. Deci femeia aceasta este un mediu stăpânită ea de un duh necurat și duhul acela se duce în lumea duhurilor ca să-l identifice pe cel pe care vrea să îl scoale și să-l aducă să spună viitorul. Și Saul spune, vreau să mi-l pe Samuel. Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul, pentru ce m-ai înșelat? E momentul în care vrăjitoarea înțelege care e situația. Că e regele Saul și este profetul Samuel care a murit. Este îngrozită de ceea ce vede și scoate un țipă de spaimă. Împăratul a zis, nu te temi de, de nimic. spune ce vezi. Vă rog să rețineți, Saul nu-l vede pe Samuel. Numai vrăjitoarea îl vede. spune ce vezi. Vrăjitoarea este în colțul ei întunecat sau în camera ei, Saul este mai departe, Saul nu vede. Numai vrăjitoarea vede. Spunem ce vezi? Și femeia spune, văd o ființă dumnezeiască care se scoală din pământ. Terminul limba ebraică este, văd un Elohim, ceva supranatural, ceva din altă lume, ceva neobișnuit văd o ființă dumnezeiască, o descrie ca și ceva supranatural, care se scoală din pământ. Și Saul spune, cum e la chip? Cum arată? Și femeia spune, un bătrân, învelit, comanta. Ființa aceasta care se scoală din adânc, care are o fățișare înspăimântătoare, este ca un bătrân învelit într-o manta. Și Saul a înțeles că era Samuel. Și s-a închinat. Și acum urmează primul mesaj a celui pe care l-a chemat, prezentat aici ca Samuel. Pentru ce mai tulburat chemându-mă. De ce mai ai deranjat? În punctul acesta textul nu detaliază, dar de fapt, spiritul acela care a mortului pe care l-a chemat, vorbește prin intermediul glasului femeii. Femeia este cea care impersonează, transmite glasul celui care a fost chemat. De aceea este mediul este acest punct de contact, este ecranul de legătură. Saul nu vede, el aude ce spune Duhul celui pe care l-a chemat din morți, despre care crede că e Samuel, și aude toate vorbele acestea prin intermediul femeii. Și Saul spune, sunt într-o mare strânturare. Filistenii îmi fac război și Dumnezeu s-a depărtat de mine, și nu mi-a răspuns nici prin proroș, nici prin vise. Și te-am chemat să-mi arăți ce să fac. Dumnezeu nu mai are absolut nimic de a face cu mine. Dumnezeu m-a lepădat. Sunt într-o mare strâmtorare și te-am chemat să-mi spui tu ce să fac. Și acum ascultați ce spune Samuel. Pentru ce mă întrebi pe mine când Domnul s-a depărtat de tine, s-a făcut vrăjmașul tău? Domnul îți va face așa cum îți vestisem din partea lui. Domnul a rupt împărăția din mâinile tale și a dat-o altuia lui David. N-ai ascultat de glasul Domnului și n-ai făcut pe Amalek să simtă aprinderea mâniei lui, de aceea se face Domnul așa astăzi. Și chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor, mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor, punct, și aici se oprește. Întrebare. Cu cine a stat de vorbă regele Saul. Este unul dintre textele controversate. A dat bătaie de cap multor comentatori și încă dă bătaie de cap. Sunt trei mari abordări, trei mari explicații cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Prima explicație este de genul următor. Nu s-a întâmplat nimic, femeia a imitat totul. A fost o scenă pusă la cale de femeia aceea de ca să nu-și piardă reputația de vrăjitoare și pentru că în asemenea ședințe de necromanție, cel care cheamă mortul nu este prezent acolo, nu vede, și totul se transmite prin intermediul mediumului, femeia a mimat totul. Și totul a fost o păcăleală, o invenție. Doar că este menționat în text următorul lucru. Femeia s-a îngrozit de ceea ce a văzut. Și a scos un țipăt. A fost o reacție a unei femei care nu inventează, ci a unei femei care este confruntată cu ceva real și este îngrozită de ce vede. Deci explicația aceasta nu rezistă în fața dovezilor din text. A doua explicație. Femeia l-a chemat, într-adevăr, a chemat, într chemat Duhul lui Samuel și în noaptea aceea regele Saul a stat de vorbă cu Samuel. Ca dovadă, Samuel îi spune tot ceea ce i-a mai spus și îi spune tot ceea ce se întâmplă, ca din partea lui Dumnezeu. Și Samuel îi explică lui Saul că Dumnezeu a hotărât să ia și împărăția, să ia și viața, să ia și copiii, și că mâine va merge și el în lumea morților. Pentru că, așa spune textul, Samuel a zis. Și așa a înțeles Saul. Dacă lucrurile ar fi așa, dacă această explicație ar fi adevărată, atunci avem câteva mari, mari probleme. Prima mare problemă ar fi următoarea. Nu doar Regele Saul a călcat cuvântul lui Dumnezeu, ci și Prorocul Samuel prorocul Samuel ar fi călcat în picioare în Duhul lui toată legea lui Dumnezeu. Întoarceți, vă rog, la Levitic, la capitolul 19. Levitic 19. Versetele 30 31. Să păziți sabatele mele și să cinstiți locașul meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. Să nu vă duceți la cei ce cheamă durele morților, nici la vrăjitori, să nu întrebați ca nu cumva să, cu, să vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Interdicție clară în Levitic. Capitolul 20, versetul 27. Dar dacă un om sau o femeie cheamă Duhul unui mort sau se îndelicește cu ghigirea să fie pedepsiți cu moartea, să-i ucideți cu pietre și sângele lor să cadă asupra capului lor. Interdicție însoțită de pedeapsă cu moartea. Întoarceți, vă rog, la Deuteronom, capitolul 18. Deuteronom, capitolul 18. După ce vei intra în țară pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău să te înveți, să nu te înveți să faci după uruciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă durle sau dau cu ghiocul, Nimeni care să întrebe pe cei morți, căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Dacă profetul Samuel ar fi venit cu adevărat în Duhul lui, atunci profetul Samuel ar fi călcat cuvântul lui Dumnezeu în cel mai groaznic mod posibil în loc să-l mustre pe Saul așa cum a făcut altă dată, ar cădea în aceeași capcană cu Saul. Asta ar însemna că o vrăjitoare, cineva care se ocupă cu necromanția, poate chema Duhul cuiva care a plecat și să-l atragă în practici păcătoase. Și asta înseamnă că mântuirea celor plecați atârnă de un fir de păr care e în mâna unui vrăjitor. Asta înseamnă că siguranța mântuirii este practic o iluzie. Că te cheamă un vrăjitor, îți cheamă Duhul și te la atrage în practici care încalcă fragan cuvântul lui Dumnezeu. A doua problemă mare. Dacă Samuel ar fi făcut lucrul acela, și Dumnezeu i-a dat voie lui Samuel să vină din lumea de dincolo. Atunci Dumnezeu însuși s-ar face vinovat că legitimează vrăjitoria și necromanția. Dumnezeu însuși ar călca cuvântul lui. Dacă Dumnezeu și-ar călca cuvântul lui, ce valoare ar mai avea cuvântul lui pentru noi? Al treilea argument. Dacă ar fi adevărat că l-a chemat pe Samuel, atunci durile celor care sunt plecați sunt la discreția vrăjitorilor. Te cheamă vrăjitorul la vorbitor ori de câte ori are un client. Asta înseamnă că vrăjitorii ar avea cheile morții și a locuinței morților și ei se duc în lumea de dincolo cu durne necurate și îl aduce pe fiecare când vrea și cum vrea. Și cei care au plecat sunt la discreția vrăjitorilor și celor care se ocupă de asemenea practici oculte. Deci această explicație merge total împotriva a ceea ce este Dumnezeu, ființa lui, caracterul lui, cuvântul lui, a tot ceea ce a însemnat mărturia lui Samuel și a tot ceea ce înseamnă faptul că atunci când am plecat din lumea aceasta, și Domnul Iisus și Ștefan și noi spunem, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, nu în mâinile vrăjitorilor. Și n-au vrăjitorii acces ca să iau un Duh din mâna Tatălui și să-L manevreze cum vor ei. A treia explicație. În noaptea aceea, Saul a avut o experiență reală Asta de vorbă cu un duh demonic care l-a imitat pe profetul Samuel. A fost un duh demonic care a imitat și vocea și tot ceea ce a însemnat mărturia lui Samuel, dar distorsionând-o într-un mod demonic. Că așa stau lucrurile, Femeia aceea ne spune că văd o ființă dumnezească care se scoală din pământ. Imaginea care vede este o imagine îngrozitoare care vine din pământ. Este ca o nălucă înspăimântătoare care vine din pământ. Nu vine de sus. Nu vine din sânul lui Avram. Vine din adânc nu este o ființă luminoasă, nu este glorificată, așa ca Moise și Ilie pe muntele schimbării la față. Este o ființă pe care o vede și ne spune un bătrân înfășurat într-o mantie. Și spaima femeii este spaima în fața ceva care este monstruos înspăimântător. Do să ziceți, dar frate Paul, dacă a fost un duc necurat, care l-a imitat a imitat Duhului Samuel. De unde a știut Duhul acela necurat toate lucrurile acelea pe care i le-a spus? Întoarceți, vă rog, la 1 Samuel, capitolul 14. Când, cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 16, versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un Duh rău care venea de la Domnul la un moment dat în răzvrătirea lui. Saul a fost abandonat de Duhul lui Dumnezeu și dat pe mâna unui duh necurat. Duhul acela necurat l-a însoțit, l-a chinuit și a adunat toate informațiile despre el. I-a făcut fișa, i-a făcut dosarul. Le-a știut pe toate. Să ziceți, frate Paul, dar poate ce rău să ne facă dosarul, fișa? Uitați-vă la începutul cărții lui Iov, când Dumnezeu întreabă de unde vii. De la cutreierarea pământului. L-a văzut pe robul meu Iov. Da, l-am văzut și spune toate lucrurile despre Iov. Duhul acela necurat a știut toate vorbele pe care profetul Samuel i le-a spus lui Saul, a știut ce a făcut Saul, a știut că Dumnezeu nu îi răspunde, a știut că este lepădat de Dumnezeu, a știut că Dumnezeu i-a luat împărăția, a știut toate datele acelea. Dar de unde a știut că mâine o să-l omoare? Pentru că, de la început, diavolul a fost un ucigaș. Când a pus în final stăpânire totală pe Saul, a știut ce va face cu el mâine. Rețineți, vă rog. Când te-ai dus la omenecea, îți vor spune ce vor face cu tine mâine. Îți vor spune ce planuri au cu tine. Pentru că este un înșelător, este un mincinos, este un ucigaș care a venit să distrugă. Și noaptea aceea, regele Saul trăiește ultima și cea mai mare înșelăciune a vieții lui. Întoarceți, vă rog, la 1 Cronici, capitolul 10. 1 Cronici, capitolul 10. Concluzia lui Dumnezeu la ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Saul a murit. 1 Cronici, 10, versetele 13 și 14. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții. N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât și împărăția a dat lui David, fiul lui Isai. Concluzia Scripturii. Ultimul păcat pentru care Dumnezeu nu l-a mai ținut în viață, ci i-a dat voie celui rău să-l omoare. Și Saul a murit prin sinucidere. S-a sinucis aruncându-se în sabia lui. A murit în păcatele lui, a murit în înșelare, pentru că s-a îndepărtat de Dumnezeu. Am început seara cu două scene. Scena de pe muntele schimbării la față. Glorioasă. Cerească, dumnezeiască. O lume a luminii și a slavei. O lume a lui Hristos glorificat. O lume pe care ucenicii au avut-o pentru clip, câteva clipe și Petru a zis, Doamne, este bine să stăm aici. Dintr-o asemenea prezență n-aș mai pleca. Dincolo, în noaptea aceea, Saul cade la pământ îngrozit și fără putere. Este într-o lume a întunericului, o lume demonică, o lume a iadului, a morții. În care lume ai vrea să fii? De care experiență ai vrea să ai parte la finalul vieții tale? Cum ai vrea să se încheie alergarea ta pe pământ? Am întrebat câți dintre noi ne-am jucat sau am apelat serios la ghicit în palmă, în cafea, în cărți, la vrăjitoare, la site-uri demonice de un fel sau altul. Dragul meu, ai deschis o ușă a sufletului tău pentru lumea aceea. De ce ia numele Domnului? Vino la crucea Domnului Iisus Hristos și ce e reiertare pentru păcatul acela? și cere iertare și eliberare. cere curățire și cere să te umple pe tine. Fratele Dora a citit din Ioan 6, la cine să ne ducem că tu ai cuvintele vieții veșnice. Moartea veșnică și cuvintele vieții veșnice. Hristos a venit să aducă viața veșnică. Și când Hristos vine în inima mea, mă eliberează de toate cele lucruri, mă curăță, mă sfințește, mă pecetulește și mă protejează. Și aici și toată veșnicia. Haideți să plecăm capetele rugăciunii.